Bună ziua tuturor și bine ne întâlnim la un webinar ERIS cu numele Schimbăm date, vânăm cutremure. Sunt Dragoș Tătaru și sunt seismolog la Institutul Național pentru Fizica Pământului, unde mă ocup, desigur, de studiul cutremurelor și diseminarea informațiilor pentru elevi, profesori și publicul larg. Cutremurele de pământ au produs întotdeauna o fascinație, atât pentru copii cât și pentru adulți. Pachetul se canalizează pe interesul pe care cutremurile și seismologia îl declanșează în rândul copiilor, în special, și ne permite nouă, cercetătorilor, dar și profesorilor, să prezentăm o serie de concepte sau să explicăm anumite fenomene mai greu de explicat copiilor. Mai mult decât atât, folosind date înregistrate, date seismice înregistrate, care sunt accesibile și pot fi, cu oarecare instruire, disponibile și accesibile și elevilor, se pot localiza cutremure în același mod în care cercetătorii o fac în birourile lor sau în laboratoarele lor. Ca și introducere a subiectului, vă propun să începem cu o serie de întrebări care sunt introduse gradual și care ne ajută să introducem subiectul elevilor. Îi rugăm să își imagineze că sunt într-o situație des întâlnită, acasă relaxați pe o canapea și încet, încet se derulează scenariul unui seism, textul avându-l prezentat în acest slide. La sfârșit, după un crescendo de evenimente prezentate, ei vor fi întrebați și rugați să estimeze cam care cred ei că a fost magnitudinea, tăria acestui cutremur pe o scară de la 1 la 10. Ulterior, urmând a le povesti cum anume se măsoară și ce anume înseamnă aceste valori. Mergând mai departe, le vom releva această valoare de magnitudine 7 și, într-adevăr, le vom spune că este un cutremur puternic, un cutremur nu foarte des experimentat într-o viață umană, chiar într-o generație. Și întrebarea vine apoi pentru a introduce următoarele explicații, ce forțe din pământ au capacitatea de a produce atâta distrugere. Mergând mai departe, o să le spunem elevilor că pe parcursul acestei prezentări vom încerca să le explicăm ce este un cutremur, să le explicăm care sunt cauzele producerii unui cutremur, care sunt parametrii cutremurului, cum anume se măsoară un cutremur și de ce este important să știm aceste lucruri. Conectarea cu realitatea, conectarea subiectului și integrarea subiectului în realitate fiind extrem de importantă atât la o vârstă fragedă, cât și pentru noi ca adulți. Mergând mai departe, vom începe totuși printr-un joc, tocmai pentru a le capta atenția și a-i menține conectați la ceea ce le vom spune. Acest joc este sub forma unui test. Se poate face atât într-un mod interactiv, folosind un instrument online intitulat Kahoot și a cărui explicație și mod de utilizare, precum și link-ul prin care acest joc se poate accesa, le aveți deja în ghidul metodologic. Acest test este despre legendele cutremurelor, le spunem. Cum civilizațiile din trecut, cum și ce credeau civilizațiile din trecut că ar provoca cutremurelor. Cum reușeau ei să
măsluiască, să întruchipeze aceste cauze sub o formă sau alta. Atât ori prin joc, ori prin intermediul unui simplu slide, dacă timpul nu ne-o permite, putem să le arătăm câteva exemple și chiar să-i rugăm, chiar și pe acest slide, să-i rugăm pe elevi să împerecheze, să coreleze anumite imagini cu regiuni de pe glob, implicit civilizații care au trăit odată acolo și care au crezut, spre exemplu, că un cutremur este produs atunci când un monstru marin numit Namazu iese la suprafața oceanelor și provoacă valuri imense și zguduiri ale pământului. Și acest mit se întâlnește în Japonia, spre exemplu, sau putem să le vorbim despre civilizații care credeau că zeii ai războiului, când îi pedepsesc pe oameni, lovesc pământul cu furie și atunci se produc cutremurele, cum era cazul civilizațiilor nordice, a vikingilor, sau multe alte mituri pe care le puteți găsi explicate și în ghidul metodologic. Mergând mai departe, câteva noțiuni despre cutremure sunt transmise încă de la început și tot într-un mod interactiv. Îi vom întreba și vom ruga să spună care dintre cele 6 afirmații sunt adevărate și care false, ne dând la acest moment niciun indicator, ba chiar încercând cumva să punem sub semnul întrebării anumite afirmații. Este foarte important să deschidem aceste dezbateri și să nu dăm soluții încă de la începutul lecției. Ulterior, le vom spune care dintre afirmații erau adevărate și care false, și iarăși îi vom întreba pe ei dacă au argumente în ajutorul afirmațiilor adevărate sau tocmai contraargumente pentru afirmațiile false. Așa le vom desena de la început acest puzzle al cutremurelor. Un lucru extrem de important pentru a le desena, a le face o imagine mentală a fenomenului numit cutremur. Mergând mai departe, analogii simple ne vor permite să le vorbim despre parametrii unui cutremur. Spre exemplu, hipocentru, locul în adâncime în care se eliberează energia seismică, sau epicentru, proiecția lui la suprafață, sau să le imaginăm propagarea undelor prin pământ și să le facem o analogie cu propagarea undelor după o simplă aruncare a unei pietre în apă. Imaginile sunt extrem de exemplificative și sigur ne vor ajuta și își vor atinge scopul. Mergând mai departe, vom putea să facem un scurt istoric al momentului în care, sau să amintim momentul în care, oamenii au început să se întrebe cum se produc cutremurele și să explicăm oarecum și motivația lor. În cazul acestui slide prezentăm un moment din istoria Chinei de acum 2000 de ani, în care un înțelept dintr-un sat chinez foarte des lovit de cutremure a reușit să inventeze un aparat, ulterior a fost certificat ca primul seismograf despre care avem informații, și am reușit să imaginez un astfel de seismograf și să observe din ce direcție veneau undele seismice și cam ce mărime avea un cutremur care a produs sau nu a produs pagube în satul lui. Mai multe informații iarăși găsiți în ghidul metodologic. Mergând mai departe, este foarte important să le spunem elevilor că problemele din acele vremuri se regăsesc și în zilele noastre, și la fel importanța de a ști când, unde și cât de puternic a fost
sau a lovit un cutremur o anumită regiune, rămâne și pentru autoritățile din zilele noastre și mai ales pentru echipele de intervenție de urgență care sunt deplasate imediat după un dezastru. Mergând și mai departe, putem să le prezentăm prin intermediul unor filmulețe existente, disponibile pe internet, cum arată sau cum s-au transformat aparatele de măsură ale cutremurilor de la simple urne, cum ați văzut că era cazul seismografului chinez, să spunem, la pendul, la un pendul, pentru că acesta este principiul pe care s-au fundamentat primele seismografe care au înregistrat cu adevărat cutremure. Și ulterior, cum prin puterea tehnologiei, oamenii au reușit să încapsuleze în dimensiuni foarte mici aceste aparate de măsură, totodată însă crescându-le precizia și sensibilitatea înregistrării. Și aveți în imagine un seismometru din zilele noastre. O cutie neagră, din păcate, care nu ne mai permite să vedem foarte ușor mecanismul din interior, dar a cărui precizie ne permite să înregistrăm unde seismice ce se propagă prin tot interiorul Pământului. Mergând mai departe, tot prin intermediul unor filmulețe, animații, incluse în pachetul educațional, putem să arătăm un istoric al fragmentării crustei terestre și a ceea ce numim deriva continentală. În dezbatere vom aduce și prin întrebări vom încerca să aflăm de la elevi ce dovezi au avut oamenii de știință pentru a-și apăra aceste teorii extrem de puse sub semnul întrebării de către colegii cercetători. Cum la acel moment puteam să justificăm cu adevărat că continentele chiar se rup în multe, multe bucăți care se deplasează mai repede sau mai încet pe planeta Pământ. Mergem mai departe. Pentru aprofundare și pentru mai multe detalii, se poate urmări un filmuleț și acum vom încerca și noi să deschidem acest filmuleț. În fapt, acest filmuleț este o înregistrare a utilizării unei aplicații intitulată Cauzele și efectele cutremurelor, disponibilă prin accesarea unui link și posibil a fi instalată pe orice calculator și utilizată în cadrul orelor de curs. Ne vom opri și vom reveni la prezentare. Tot pentru a detalia, dar și a verifica dacă elevii au reușit să înțeleagă toate cele prezentate până acum, un joc, din nou, posibil interactiv sau utilizând foi de lucru printabile, disponibile în pachetul IERIS, ne vor permite să aflăm ce anume a fost cu adevărat înțeles și reținut de către elevii noștri. Experimente simple ne vor ajuta să explicăm comportamentul stratelor de roci supuse acțiunilor forțelor tectonice și aici vedeți doar câteva imagini cu un experiment utilizând plastilina care ne permite să explicăm diferitele stadii ale deformării rocilor. Iarăși există foi explicative
cu mult mai multe detalii și metodologii privind derularea experimentelor în pachetele făcute disponibile profesorilor. La fel, cu o diagramă simplă și aplicând formule simple, elevii pot înțelege care sunt parametrii cutremurelor, hipocentru, epicentru, distanța epicentrală și chiar să calculeze timpul de parcurs al undelor din hipocentru până la suprafața Pământului. În felul acesta combinăm fixarea unor formule prezentate oricum în orele de curs elevilor cu fenomenologia seismică și noțiunile din seismologie. Mergând mai departe, iarăși prin intermediul unui joc Kahoot sau unei foi de lucru sau fișei de evaluare, putem să vedem dacă aceste noțiuni au fost corespunzător înțelese și reținute de către elevi. Pentru nivelurile mai mari, liceu, ne referim aici la liceu, se pot intra în detalii de genul tipurile de unde seismice care se pot urmări pe o înregistrare, o seismogramă, cum vedeți aici, și se poate vorbi despre unda P, unda primară, ce se descrie ca o mișcare pe verticală și o mișcare de compresiune a volumului de roci, sau unda S și unda S, unda secundară, reprezentată ca o mișcare pe orizontală și ca fiind cea care poartă cea mai multă energie a unui seism. Iar prin intermediul unor foi de lucru vom putea inclusiv să localizăm un cutremur utilizând înregistrări de la trei stații seismice. Metodologia pas cu pas este explicată în foile de lucru distribuite. Mergând mai departe, tot utilizând formule simple și diagrame ușor de înțeles, se poate calcula magnitudinea unui cutremur pornind tot de la forma de undă înregistrată, seismograma unui cutremur. Din nou avem fișa de lucru mult mai explicit decât slide-ul prezentat. Dacă timpul ne permite, atunci putem împreună cu elevii noștri să facem și un experiment simplu prin care să simulăm un cutremur folosind lucruri la îndemână. Într-o explicație foarte simplă, utilizând o foaie de rașpapir, o cărămidă legată cu un elastic și un cântar, putem să aplicăm o forță asupra cărămizii și să calculăm folosind o formulă iarăși des întâlnită în fizica de liceu în special, putem să calculăm forța care s-a aplicat și deplasarea care a produs-o, deplasarea cărămizii care a produs-o. La fel se poate explica care este influența frecării și a tipului de materiale utilizate. Putem folosi cărămidă, putem folosi lemn, tocmai pentru a face distinție între diferite materiale și diferite forțe de frecare. Putem intra în detalii și referitor la diferența dintre magnitudine și intensitate. Sunt noțiuni întâlnite, foarte des întâlnite în seismologie, dar și în viața de zi cu zi. Știrile abundă după un eveniment seismic cu informații despre magnitudine și intensitate, destul de des confundate aceste noțiuni. Dacă magnitudinea este o măsură a severității unui cutremur explicată ca și energie seismică degajată. Intensitatea este o exprimare a severității din punct de vedere al efectelor înregistrate la suprafață, ceea ce vedem că a produs un cutremur. Și într-un mod grafic putem să explicăm magnitudinea și intensitatea și să arătăm
arătăm echivalentul acestor grade de magnitudine și intensitate pe scările corespunzătoare. Magnitudinea avem o înregistrare pe scara Richter și intensitatea pe scara Mercalli. Din nou, un alt mod de vizualizare și de comparare a diferitelor evenimente cu diferite magnitudini. Într-un final, putem să subliniem de ce este important să învățăm despre cutremure, nu numai că este un fenomen des întâlnit și aș spune pe tot globul, dar și fiindcă are un impact major asupra vieții de zi cu zi, de la efectul pe care îl are asupra clădirilor în care locuim, până la severitatea pe care o poate căpăta în caz că magnitudinea este foarte mare și atunci inclusiv viața noastră poate fi pusă în pericol. Desigur, se vor atinge și subiecte referitoare la posibilitatea unei cariere în domeniu, fiindcă domeniul ingineriei seismice este unul de continuu interes și actualitate. Cu acestea vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să răsfoiți pachetul educațional și să-l utilizați la orele de curs sau cu alte ocazii în activități extracurriculare. Vă mulțumesc foarte mult!